Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea de tarot pentru ziua de marți 29 decembrie. Hai să vedem ce mesaje ne aduce ziua de azi pe situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, o zi interesantă. Avem aici pe situația de dragoste 4 de monede. Țineți cu dinții de ceva. Nu vreți să renunțați nici în ruptul capului la o persoană, la o idee, la un anumit lucru în situația voastră de dragoste. Mare atenție, pentru că acest 4 de monede vine cu o oarecare toxicitate în relațiile de dragoste, pentru că acest ținut cu dinții morțiș, că e de o persoană, că e de o idee, că e de o relație, nu este bun pentru voi. Pentru că această persoană aici ține atât de strâns de aceste lucruri pe care le are, pe care crede că le are fizic, încât nu-și dă seama de toată posibilitatea de alte lucruri pozitive care ar putea să vină către el sau către ea dacă și-ar elibera puțin gândurile, mintea, viziunea și-ar privi întreaga perspectivă în ansamblu. O parte dintre voi e posibil aici să observați că partenerul sau partenera voastră este mult mai atașată de voi, are nevoie de mai multă atenție din partea voastră. Toate aceste lucruri vin aici pe un fond afectiv nesănătos, e o problemă mai adâncă în spate, dar astăzi se manifestă doar simptomele, nu puteți să vedeți și cauza efectivă a acestui comportament. Pentru cei singuri, care vă tot întrebați de ce sunt singur, de ce nu găsesc persoana potrivită pentru mine, răspunsul e aici în acest 4 de monede, pentru că țineți morțiș de o anumită viziune sau de anumite idei preconcepute pe care voi le aveți și lucrul acesta nu permite unui nou partener sau unei noi partenere să intre în viața voastră. Mare atenție aici la felul în care vă imaginați voi acest partener sau parteneră perfectă. Dacă aveți un set de criterii la care nu sunteți dispuși nici în ruptul capului să renunțați, e posibil ca tocmai aceste idei, aceste criterii pe care voi le aveți pentru partenerul sau partenera voastră viitoare să fie lucru care vă împiedică să găsiți această persoană. E posibil ca aici unii dintre voi să judece persoanele doar după aparență, în loc să se uite la esența lucrurilor. Și aceasta este o greșeală, pentru că oamenii de-a lungul vieții se dezvoltă, cresc, evoluează. Și e posibil ca o persoană pe care voi astăzi o desconsiderați, o ignorați complet, nici măcar nu-i dați o șansă de a fi partenerul sau partenera voastră, în viitor să crească, să evolueze, să devină exact acea persoană pe care voi vă doriți. Dar atunci să fie prea târziu, pentru că viața este un drum, este un drum care trebuie parcurs împreună, mai ales în privința relațiilor. Dacă tot așteptați momentul perfect, omul perfect, nu o să vină niciodată. Fă-ți frumos pe cal alb, doar în povești. Realitatea e că atât prințesa cât și prințul trebuie să crească împreună, nu separat. O temă de gândire. În privința sănătății, aici avem prințesa de inimi. O zi melancolică, dar și cu mult potențial pozitiv în ea. Prințesa de inimi vine cu o nouă idee, cu o nouă ofertă, cu o nouă posibilă soluție pentru problema voastră de sănătate. S-ar putea să vi se pară ciudat pentru că soluția este aparent atât de simplă, dar să știți că uneori soluțiile pentru problemele cele mai complicate sunt foarte simple în esența lor. Nu desconsiderați această posibilă soluție, această variantă de tratament, de terapie. Bineînțeles, asigurați-vă că nu contravine cu starea voastră de sănătate. Dacă nu sunteți siguri că e tratamentul sau terapia corectă pentru voi, consultați un medic, consultați un specialist. Dacă medicul, terapeutul, specialistul pe care îl consultați este foarte tânăr, să nu vă speriați de acest lucru, dați-i o șansă, pentru că este o persoană care vine cu o viziune nouă, care are foarte multe cunoștințe în spate și care vă poate ajuta să vă îmbunătățiți dramatic starea de sănătate. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, vedem aici că lucrurile se mai îndreaptă față de ziua de ieri. Avem aici regina de monede. E o atitudine foarte tradițională față de finanțele, banii și investițiile voastre. E un lucru foarte bun.
Se pare că o parte dintre voi ați învățat lecția zilei de ieri, lecția pe care v-a dus-o turnul, și începeți încă de astăzi să puneți deoparte, să vă reconstruiți fondul pentru zile negre, să vă asigurați că aveți o anumită stabilitate financiară, că aveți aici o anumită sumă pe care tot timpul puteți să vă bazați, indiferent ce s-ar întâmpla în viața voastră. Pentru antreprenori și investitori, este o zi în care nu e indicat să luați riscuri. Dacă vreți să investiți în ceva, asigurați-vă că este o investiție sigură, un plan de afaceri bine definit. Sunt foarte bine aspectate aici investițiile în imobiliare, în terenuri, în proprietăți, în lucruri fixe și în orice e legat de mediul natural. Înainte să finalizăm această etalare, o să scot și un card din aceste carduri de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să îmi lăsați în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să scoatem o carte de aici, de la mijloc. Sunt gata să învăț ceva nou în fiecare zi. Nu pot învăța lecțiile altor oameni în locul lor. Ei înșiși trebuie să-și facă munca și o vor face atunci când vor fi pregătiți. O energie foarte frumoasă, un mesaj foarte echilibrat care vine cumva să completeze tot ce v-am spus mai devreme. Oamenii nu se schimbă decât pentru ei înșiși, oricât ne-am dorit noi să-i schimbăm, oricât de clar vedem unde sunt greșelile lor și vrem să-i învățăm cum să aibă o viață mai bună, aici partenerul, partenera voastră se va schimba doar când ei consideră că este necesar. La fel și pe partea de sănătate, dacă omul n-are încredere, n-ai ce să-i faci și bineînțeles și în bani, carieră, situație financiară. Din păcate, văd că lecțiile trebuie să le învățați pe propria piele. E mai ușor să înveți din lecțiile altora, mai ușor pentru că nu treci tu prin acele greșeli, mai greu de acceptat lecțiile, într-adevăr. Hai să vedem cum evoluează această zi și să ne auzim și mâine. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Pa, pa!